fabrică pe Coloseni, capitolul 1, și începem să citim de la versetul 24. Coloseni, capitolul 1, de la versetul 24. Mă bucur acum în suferințele mele pentru voi și în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Slujitorul ei am fost făcut eu după istrăvincia pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregeți cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să zic, taina ținută ascunsă din veșnicii și în toate viacurile, dar descoperită acum Sfinților Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăția slavei tainei acestea între neamuri, și anume, Hristos în voi, nădejdea slavei. Pe El îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Iată la ce lucrez eu și mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine. Amin. Amin.